Bună ziua și Hristos a înviat! Stimați telespectatori, ne apropiem de alegeri, de acest eveniment politic și ne putem întreba, pe bună dreptate, Caragiale redivivus, Caragiale Renvie, revine în actualitate, Caragiale, desigur, este întotdeauna actual. Um, un uh, personaj din uh, Caragiale, Cățavengul, spune la un moment dat despre principiile politice, anume că scopul scuză mijloacele. Punând uh, această afirmație pe seama nemuritorului Gambeta, un uh, om politic francez, republican din secolul al XIX-lea, deci, eronat, pentru că acest scopul, scuză în mijloacele, aparține lui Machiavelli, marele gânditor florentin din secolul al XVI-lea. În ce măsură este de acceptat această, să spunem, aserțiune, scopul, scuză, întotdeauna, în mijloacele? Deci, indiferent de mijloace, important este să ne urmărim ținta noastră. Ne-am propus astăzi să facem o paralelă între două moduri de a percepe politicul, anume, unul aparținând lui Machiavelli, despre care deja am amintit, și celălalt, aparținând lui Neagoe Basarab, în cartea sa, Învățăturile către fiul său Teodosie. Acum, sigur că s-ar putea întreba pe bună dreptate cineva mai pot fi actuali acești oameni Machiavelli și Neagoe Basarab. Da, ei sunt actuali, pentru că toți suntem actuali. Întreaga istorie este actuală. Și, ca om, trebuie să ne raportăm la experiența veacurilor trecute. Animalele nu au istorie, animalele au pură instinctualitate. Dar paralela dintre două personalități, desigur, este dificilă, riscantă, dacă nu imposibilă. Totuși, considerăm că se pot face niște analogii care pot fi puse, din care pot rezulta anumite învățăminte pe care le putem pune în practică și astăzi. Nu se poate ajunge la o paralelă eliminând pentru comoditate unul sau, unul sau altul dintre factorii care participă la istorie. Și noi credem că Există doi factori, cel puțin fundamental, doi factori fundamentali care realizează istoria, anume voința lui Dumnezeu și voința omului. Unii adaugă și întâmplarea, de exemplu, filozoful rus Nicolai Berdeaev. Pe de altă parte, nu putem cădea în eroarea de a considera că Există niște legi în istorie care s-ar repeta ca în științele naturale, ceea ce ar asocia sau ceea ce ar identifica științele sociale cu științele sociale. O eroare despre care atrage atenția Karl Popper, filozoful englez de origine austriacă. În cartea sa, mizeria istoricismului. În ciuda proiectului acestuia grandios de paralelism, cum spuneam, putem face totuși niște analogii. Desigur, că abia la judecata finală, cei care credem în existența ei, se vor vedea roadele faptelor noastre, în ce măsură eu știu, ele concordă cu autoritatea divină. Raportarea aceasta la Dumnezeu i-a făcut pe unii să considere că, de fapt, singura istorie valabilă este cea care implică drumul, traseul către împărăția cerurilor. De exemplu, teologul francez Jean Danielu, trăim în plină istorie sfântă. La fel, Emmanuel Munie, un filozof francez, decedat la 45 de ani, era de părere că există o singură istorie, aceea a omenirii în drum spre împărăția lui Dumnezeu, dar o istorie sfântă. În acest caz, Vechiul Testament ar oferi paradigma sau modelul oricărei istorii adevărate. Nicolae Berdeaev, în sensul istoriei, arată și el că modelul oricărei istorii este Cartea Profetului Daniel din Vechiul Testament. Acestea fiind câteva date de la care plecăm în analiza noastră, o să încercăm să schițăm acest raport dintre politic și religios între Orient și Occident. Vă spuneam de Machiavelli, 1469, născut în 1469, un om care a fost deopotrivă secretar al Consiliului de Miniștri din Consiliul celor zece, din Florența după căderea celebrei familii medici. Diplomat a cunoscut suverani ai țărilor Europei. În 1512 însă vor veni la putere iarăși cei ai partizanii și familia Medici. Iar Machiavelli va fi destituit din postul lui de secretar al Ministerului, va fi acuzat de conjurație și torturat. Abia în 1513 va fi eliberat și se va retrage la o proprietate a lui, moștenită de la tatăl său, unde își va petrece timpul într-o stare economică destul de modestă. Vânând, discutând cu oamenii și mai ales citind patru ore pe zi din clasici, pentru a înțelege mai bine ceea ce oferă istoria, surprizele istoriei. A scris în această perioadă trei cărți importante. Desigur, el este și autor de piese de teatru. Interesant ar fi o analogie între, sau un paralelism între piesele lui Caragiale și piesele lui Machiavelli despre machiavelismul în politică. Revenind, spuneam de cele trei cărți principale ale lui, Principile, Discursul asupra lui Titus Livius și Arta războiului. În Principele, Machiavelli caută să decupeze Portretul feudalului apusean, opus, cum spunea părintele Stăniloae, modelului pe care îl propune Sfântul Neagoe Basarab, principele de extracție bizantină, străin individualismului occidental. Desigur că Machiavelli avea o motivație pentru propunerea Acestui tip de principe, de fapt un tiran, având în vedere evenimentele anterioare, când biserica începea să acapareze statul, ajungându-se la Cezaropapism sau Papa Cezarism. În Orient, pe timpul respectiv. Cele două, și este specific Ortodoxiei, cele două puteri, Biserica și statul, sunt uh, două mâini prin care Dumnezeu uh, proniază lumea. Uh, Savonarola anterior uh, impusese în Florența o teocrație care a ieșuat. Uh, a, a El a fost apoi condamnat uh, uh, la ardere pe de către Biserica Catolică, ulterior aceasta l-a canonizat. În Italia timpului respectiv, politica papală duce la dezbinarea statelor cetăți. Se recurgea la ajutorul străinilor, la cel al mercenarilor veroși, de unde necesitatea unei armate naționale după Machiavelli și a unui principe hotărât energic, dezinteresat și capabil de orice. Mai mulți istorici de-a lungul timpului au dat justificare lui Machiavelli în privința acestui model de principe, spunând, de, de exemplu, Leopold von Ranke sau englezul Macaulay sau francezul Edgar Kine, profesorul mai multor pașoptiști de-ai noștri și ginerele lui Gheorghe Asachi. Ei arată că Machiavelli raportează idealul de principe la nu la toate timpurile, ci la nevoile politice ale momentului. Machiavelli considera imixtiunea moralei în politică de rău augur. Oamenii nu, nu trebuie să fie luați uh, pentru ceea ce ar putea ei să ajungă, ci pentru ceea ce sunt. Desigur, spune Machiavelli, uh, religia este foarte bună, creștinismul respectiv, creștinismul este foarte bun, dar pe plan individual. Omul se poate modifica și trebuie să se modifice pe plan individual. În schimb. Creștinismul poate altera anumite virtuți civice care se cer și politice, precum curajul, în baza unui idealism care este, să spunem, nelucrător: un idealism privind virtualitatea omului care nu ajută din punct de vedere politic. Politica. La Machiavelli este o știință bazată pe experiență. Urmărind conflictele, motivațiile care le generează în politica europeană, Machiavelli vine cu câteva concluzii, numai că unele dintre ele sunt astăzi inaplicabile. El consideră că trebuie să se disocieze Biserica de stat. Biserica influențează statul pe cale democratică, afirmă un teolog răsăritean, Sergei Bulgacov, tatăl prozatorului Mihail Bulgacov. Orice tulburare a echilibrului dintre divin și uman în relația aceasta în stat duce la idolatrizare. Relația dintre stat și biserică duce la idolatrizare. Fiecare are fiecare dintre aceste două puteri are specificul ei. Dar teoria machiavelică arată că utilul este scopul societății și a relațiilor sociale, ceea ce generează cel puțin un semn de întrebare. Este firesc ca morala și religia să fie transformate în instrumente? Sigur, pot fi și oameni politici care recurg la acest instrumentar al gesturilor religioase, al unei pioșenii false, dar la fel de bine ei se pot exprima în sinceritatea trăirii lor religioase astfel. Fericitul Augustin spunea într-o carte a lui despre cetatea lui Dumnezeu că fără justiție ce sunt statele decât niște ample tâlhării. Machiavelli arăta că atunci când moravurile decad, libertatea nu este bună și se impune monarhia. El era de părere că două, două sentimente trebuie să genereze principiile, deci conducătorul, în inima supușilor, anume teama și iubirea. Dar iubirea, pentru că este instabilă, este de preferat teama. Teama supușilor. ferindu se de a fi radical și în felul acesta se apropie de perspectiva ortodoxă, Machiavelli arată că după împrejurări trebuie să fie și un anumit sistem de guvernare. Monarhia, ce ține de tirania unuia singur, sau Republica și democrația, implicând libertatea tuturor. În altă ordine de idei, Principele, spune Machiavelli, trebuie să-și gestioneze foarte bine pornirile afective și temperamentale. Morala sa diferă de a omului obișnuit, de a omului particular. Ceea ce este revoltător, în schimb, la Machiavelli, cât am încercat noi să, să zicem să-l exonerăm, să-l achităm de machiavelism, este felul în care el justifică recursul la crimă. Spune că trebuie distrus neamul principelui anterior. Dar, desigur, fiind vorba de ieșirea din, din evul mediu, cumva, având în vedere contextul, se justifică aceasta. Dar numai prin contextul ieșirii din evul mediu să fim sinceri și mulți dintre conducătorii de vază ai românilor au fost sângeroși și tirani în timpul vieții lor. Crimele trebuie făcute, spune Machiavelli, toate la început, pentru a oripila și a impresiona, nu pe rând, ceea ce ar trezi reacții. Deci mizează pe șoc, ne amintim aici prima, prima, carte din domeniu vizând psihologia mulțimilor lui Gustave Le Bon. Gustave Le Bon care spunea că într-adevăr mulțimile sunt foarte impresionabile și este bine în această perioadă a alegere să fim atenți la discursuri delabrate în raport cu realitatea, anume că um, um, se uh, promite mult și se realizează puțin. Gustav Le Bon spunea că o mare crimă, o mare minciună, are rolul de a seduce mulțimile. Și dacă spui adevărul, ești perdant. Nu vei câștiga niciodată alegerile. Să fie oare uh, într-atât de străină uh, morala de domeniul acesta al politicii, Războiul constituie materia în care principiile trebuie să exceleze. Dărnicia exagerată pentru a fi alimentată va cere jafuri în vederea menținerii numelui. Machiavelli dorea să se realizeze iarăși miliția toscană sau armata, pentru că atunci când erau încadrați mercenari de ambele tabere aflate în război, aceștia nu mai terminau niciodată războiul. Le convenea să petreacă ziua în exerciții armate, pentru că ei urmau să fie plătiți, nici nu mureau, așa că era un context favorabil economiei lor. Vulpea și leul sunt două animale specifice bestiarului machiavelic simbolizând capacitatea de a recunoaște capcanele, vulpea și de a fi puternic cu leul. De altfel, Machiavelli chiar face în cartea lui un portret al florentinului care ajunsese lipsit de putere, dar cu viclenie, o astuție pe care poate să se bazeze în relațiile politice. Problema este că, de-a lungul istoriei, deși au fost urmărite cele mai nobile țeluri, mijloacele inadecvate au împiedicat atingerea lor. Armatele, la alegerea unui ministru bun, se face după cum e preocupat acela. Mai mult de sine sau de, la, sau de principe. Iată o nouă idee a lui Machiavelli. Cât despre lingușitori, spune scriitorul renascentist, ei trebuie îndepărtați. Dacă, pentru că oamenii vor fi făcuți să înțeleagă că nu te superi dacă îți spun adevărul. Însă nu tuturor să li se permită, ci doar unora. Iată adevărul uh, selectiv. Neagorie Basarab, uh, canonizat de Biserica Ortodoxă Română, a urcat la tron în 1512, uh, probabil un fiu natural uh, din uh, al unui Basarab. A urcat la tron, cum spuneam, ajutat de doi frații ai lui, doi frații vitregi din familia. Craioveștilor. El este cunoscut pentru ctitoria episcopală de la Curtea de Argeș, considerată o minune, o bijuterie a arhitecturii ortodoxe, răsăritene și în același timp pentru cartea sa de sfaturi către fiul său Teodosie, învățătorile lui Neagoie Basarab către fiul său Teodosie. Apropo de pronunție, în ce mai mult spunem Neagoie, Amintim cumva de goia lui Caragiale, dar istoricul Neagu Juvara atrage atenția că accentul se pune pe A, Neagoie, și aceasta pentru că numele respectiv este de fapt o pronunție slavonă a numelui de familie românesc Neagu. Neagoie Basarab se raportează la modelul veteros testamentar, deci oferit de Vechiul Testament în Cartea Regilor, dar în tot ceea ce consună în Duhul Sfânt cu Duhul Noului Testament. E adevărat că Machiavelli Revenind la el, nu exclude mila din paleta afectivă a principei, dar întotdeauna într-un aliaj impus de context. Neagoe Basarab cere fiului și principei să fie milostiv, citez, gloatelor pe care ți le va da Dumnezeu, pre mâna ta și pentru care s-a jerfit Isus. Se confirmă așadar ceea ce spunea Mântuitorul înaintea lui Pilat. Nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată ție de sus. Prin urmare, puterea vine de la Dumnezeu. Dificultatea începe cu modul în care o folosești pentru că, revenind iarăși la Evanghelie, cel ce m-a predat ție mai mare păcat are. Pecabilitatea Intervine atunci când statul folosește uh, abuziv puterea sau în scopuri personale puterea dată lui de Dumnezeu, uh, dar și atunci când uh, uh, este deferită justiție o problemă care nu ține de uh, competența, de resortul ei. Uh, Crima nu este exclusă nici din uh, uh, viziunea domnitorului român. Dar recursul la aceasta să se facă cu foarte multă atenție, cu, multă după spovedanie, cu multă ascultare și multă apărare, pentru că spune Sfântul Neagoe Basarab, sângele omului e valoros nu pentru că reprezintă ceva în sine, ci pentru că omul acela este împărtășit cu Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Mântuitorului Hristos. În plus, trebuie să se acorde fiecăruia timp de pocăință. Scopul statului este aici, iată, de a asigura mântuirea omului și de a participa la ea. Sorgintea divină a împărăției lumești, a puterii lumești, o afirmă Neagoie Basarab în mai multe rânduri atunci când spune că principele sau împăratul este trimis pe pământ de către împăratul ceresc. Acesta trebuie să, să mulțumească pentru puterea primită, pentru că astfel puteți, poți să câștige împărăția netrecătoare administrând-o bine pe cea trecătoare. Preocuparea pentru virtute, pentru despătimire, trebuie să fie un, o constantă, un element obișnuit în cazul politicianului. După cum arăta și Sfântul Nicolai Velimirovici, marele apostol al Serbiei moderne, care considera drept Cauza a victoriei și a rezistenței domniilor, curățirea trupească și sufletească. Ierarhia se impune și când domnitorul distribuie darurile la autorul a învățăturilor către Teodosie. Să fie răsplătiți boierii cei buni foarte. Pe tine și pe bătrâni, pe văduve și pe cele bătrâne, la fel, pentru dragostea lui Hristos. Nu același lucru, nu aceeași afabilitate trebuie să arate principele în relațiile cu ereticii și păgânii. Un motiv de a fi temperat prin exercitarea puterii nu e doar conștientizarea sursei de la care provine, ci și a finalului a uniformizării pe care, pe care moartea o aduce în ierarhia socială. Toți murim, așa că, având în vedere și această realitate, ne putem, să spunem, gestiona bine puterea cu care, probabil, Dumnezeu ne-a dăruit, puterea politică, cu care ne-a investit. Există și un program liturgic, pe care domnitorul trebuie să-l urmărească indiferent de tapajul slujbelor domniei. În maniera de a se purta cu supușii, Sfântul Neagoe Basarab învață pe fiul său Teodosie că trebuie să precumpănească în criteriul îngăduinței, dar repetarea aceleași greșeli impune ca sluga să fie tăiată. Există aici niște ecouri ale ascezei nepticilor sau a celor asceți trezvitori atenți la ceea ce se întâmplă în lumea lor interioară, în inima lor și în modul de a aborda festinurile princiare, unde vinul și veselia nu trebuie să doarmă mintea după neagoie basarabă un mare capital de atenție să fie acordat solilor, indiferent de solie, belicoasă sau pacifistă, blândețea trebuie să domine în tratarea solilor. Răspunsul e obținut și prin sfatul boierilor. Iată, conducătorul nu este îndemnat să conducă după capul lui, caz în care ar greși ci trebuie să întrebe pe mai mulți, să chestioneze, să depășească individualismul și chiar în noaptea dinaintea deliberărilor, principele să se roage lui Dumnezeu, recomandare care se face în același timp și boierilor. Războiul este o soluție finală, și cu cât este mai amânat, cu atât este mai bine. Dar și atunci când nu poate să fie evitat, trebuie să existe încrederea în Dumnezeu, care este primul și ultimul ajutor. Ca și la Machiavelli, importanța milosteniei este acordată mai întâi slujilor, deci celor pe care principele se bazează, și apoi săracilor. Tot așa în privința sfaturilor și a sfetnicilor. Gânditorul Florentin nu era de acord cu foarte mulți consilieri. Nu astăzi ar fi bine pentru că ar fi mai puține salarii în acest sens, pentru că păririle se vor contrazice. Neagoie Basarab considera că și față de cuvintele supușilor trebuie să existe un criteriu și acel criteriu ni-l oferă inima. Acele vorbe, spune plastic, într-o metaforă apicolă, Nagoie Basarab, acele vorbe care amărăsc inima trebuie ocolite, iar cele care o îndulcesc la modul duhovnicesc, nu psihic, să fie reținute, precum reține albina polenul din florile dulci și nu din cele amare. La revedere!